Bine v-am găsit, stimați telespectatori, ca de obicei rubrica mea preferată, mai puțin, nu știu dacă așa noastră, picătura de istorie. Până nu de mult vă băteam la cap cu serialele turcești, nu le-am scăpat din vedere. Aseară, vorbind cu Cora Munteanea, care se uită, nu știu, la o televiziune, nu știu, cu filme o televiziune română cu film românească, nu știu, se zice Dizzy, a da, Dizzy, habar n -am, că nu mă uit la televizor, mi-a spus că s-ar da sezonul 2 din filmul cu Mehmet. mi am spus că Mehmet Fetir, filmul, serialul cu, despre Mahomet cu ceritorul, este întrerupt brusc la episodul 8, dacă nu mă înșel, și cu toate acțiunile lăsate, dacă vă înțelegeți, deci când se face un serial și se apropie de închiderea unui, un, episod, se lasă pentru se, episodul 2 deschise multe intri. Băi, la au omorât aici, băi, să vedem dacă până la urmă e găsit, nu știu, dacă se descoperă complotul. Deci, în cazul, de exemplu, era un complot care începuse de asasinarea fiului lui Bayazid III, cel care a făcut Bayazid III, al lui Mehmet, înainte de a cuțele În acest serial, spre stupoarea mea, s-a întrerupt la sezonul 8, dar s-a întrerupt în nu s-a mai făcut. De regulă, când vrei să închizi un sezon, cum a fost, de exemplu, sau un serial, cum a fost la Game of Thrones, în ultimul episod știi că îl închizi, gata, nu-l mai dai și atunci faci repede, pac, 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 pac și închizi toate acțiunea Sau ca la Homeland, la Homeland, lasă deschisă, ea este deja infiltrată la FSB, la ruși, și zici, băi, oricând poți să redeschizi un nou sezon. Ce facea la ruși. Nu o mori. Acum o mori, zice, băi, e gros. Deși în Game of Thrones îl învie pă... <l> la, la un moment dat, Poți să-l învii. Sau zici că, nu știu, de fapt a fost falsă moarte, că e ușor, da. În cazul de față, să întrerupt. Eu așa ceva n-am pomenit, că adică era genul vaporul se scufundă, ai să la fugă. Și l-am crezut-o pe cură. Mă zic, că ăștia s-au fi gândit acum să facă sezonul 2. Și sigur că m-am dus repede la site-urile Turciei și am descoperit că e vorba, am și sunat-o de un nou serial, Mehmet, el era cu ceritorul lumii, acum mai nu știu, Mehmet cu ceritorul, cu ceritorilor, cam așa ceva, că a început pe 27 februarie, că se dă la 2-3 zile, că ajung la sezonul 5, era subtitrat în engleză, inclusiv pe Daily Motion, care v-am zis mai nu Daily Motion, care avea Daily Motion, erau și pe site-urile dedicate la Osman în M-am dus pe site-ul pe Contracost, care este subtitrare sub în franceză, nu era încă. Și deci, ne vom, ce este nebuni, nebunitor la aceste seriale, felul următor. Despre Mehmet, ai o imagine, ăla care l-am văzut, să zicem, l-ai văzut pe Mehmet, Interpretat în, nu știu, în la serialul la Netflix, cu creșterea Ottomanilor, în care este primul sezon, e al doilea dedicat cu bătălie cu Vlad, primul este al cuceririi cu Vlad Țepeș, cuceririi cu Și un interpret. Eu mă obișnuisem cu serialul, cu interpretul care era foarte bun din serialul ăla, Mehmet cuceritorul ăla care s-a închis brusc, da? M-am uitat imediat și m-am uitat, am trecut la serialul de până și era un alt Mehmet. Mai grăsus, măi, să zic, băi, stai puțin, că m-am obișnuit cu ăla. Acum e un altul. <gântu -i> Îți faci cruce, adică în capul meu sunt trei Mehmet. Bă, trebuie să fie unul. Eu totuși așa zice, băi, când facem mai ales aceeași țară, sau țară mă, unul. Ștefan cel mare, Ștefan cel mare, poate am zece. Dar nu asta e Bun. Deci, Aștept acum să se... Eu de regulă e vis să văd de mult seriale care sunt în desfășurare la Istanbul, pentru că o să... Voastră... Abia aștept ziua în care se dă nou episod. Așa să se mai adune la sala din a ajuns, am lăsat, l-am lăsat la, sezonul, la episodul 8, acum e pe la episodul 15, am așa. Și acum am uit la un serial cu unul din mari sufiști ai lor, unul din mari poeți ai turcilor destul de greu pentru că uh, în aceste seriale turcești e un tip întotdeauna în toate și în Oazman și în Erturul și în ăsta Hagi, Hagi Baimar sau au un lapsus oricum e un mare sofist e întotdeauna un tip care îi adună pe copii, pe aia ce -o și le spune niște chestii din uh, Coran, noroc că eu am citit și atunci nu mi se par chiar așa, unele, chiar le știu și eu, da? Adică din ăla nu știu ce a zis Mahomet, ce a zis uh, uh, um, Omar, mă rog, din punctul ăsta de vedere. Dar am zis că mă ocup de ruși și după Ecaterina am trecut la aceasta Sofia. V-am spus de ce m-a pasionat tema, deoarece... Ia Sofia Paleologa, soția lui Ivan al III-lea, zi și Ivan cel Mare, care este, după părerea mea, mult mai important chiar decât Petru cel Mare, deoarece el este cel care între 1000, cât mai, ia să vedem aici, că 1505 a creat Cnezatul Rusiei, da? Gnezatul moscovi, trecând de la Kiev și apoi s-a dezvoltat. Păi el a lansat tema celei de-a treia Rome, da. Este, de-aia spun că, că, este ce... Ai, eu, și eu să vorbesc pe serio. Este foarte bun. Foarte bun. Și m-am zis, este dedicat nu lui Ivan Atele, ci ei, Sofie Paleologa, cea care era nepoata vă spun încă o dată, poate că ne -o. era nepoata lui Constantin al XI-lea, deci cel care, ultimul împărat al Bizanțului, era la Roma și frumoasă, frumoasă, dar săracă, săracă și estul, gândiți-vă la Ștefan cel Mare, care și el a luat-o pe Maria de Mangop, a zis, bă, Ivan, o luăm pe ea. Bine, vă imaginați că n-au zis -a că se duce la Moscova, era o imagine din ala, și la Moscova despre Roma și la Roma. Dar nu, asta e foarte interesant. În, această, în, acest serial, în acest serial, deja se văd două mari ale Rusiei de azi, foarte important. Prima este unitatea cerută, deci autocrația, unitatea, conducerea de către un singur tip s-a bazat încă de pe vremea lui Ivan al III-lea, repet, 1400, înainte de 1500, pe tema pericolului. Și pericolul era la vremea aia hoarda de era de vremea aia mongolii, care au ținut încă o dată această, această Rusie o 200 de ani, vorba lui Pușchia. Și era o, o, o hoardă sub nivelul lor intelectual, pur și nu ne-a dus nici algebra și nici cifrele arabe, nu ne-au dus nimic. Și această unire, că încet a, a cucerit Novgorodul și altele și altele și astea, nu au cucerit încă Chievul, asta va fi mai târziu, sub această pretext al unirii, al unirii în fața pericolului. Deci noi nu trebuie să fim muniți. este aici o scenă, pericul în mongol, că încă mai era. este o scenă în care moare unul din frați și lui și ei sunt, vin la Moscova și acolo ceilalți doi nu știu, împart ei moștenirea. Și vine Ivan, al treilea care era totuși când a zis, zice, zice, eu le iau pe moștenirea toată, -o iau eu. Cum adică la cu tare? Că a zis mama, nu mă, da, pentru că zice, noi nu ne vom putea opune oardei de acestor mongoli, acestor păgâni, dacă nu suntem uniți în fața primejdei. În consecință te să dați averea. Este exact cum era imperialismul. De... Foarte interesant ca și acum. Deci de -aia am spus și nimeni că alegerile din Rusia care încep mâine au avut un cel mai bun agent electoral pe Zelenski. Că dacă el în perioada asta, ca să înainte de alegeri, trimite drone, atacă sate și eu cred că aici Putin a mimat slăbiciune. Adică, bă, ai văzut aia, unitatea aia lupește de partizan. De ce? Și el vine la popor rus. La ruși, nu. Spune, bă, rușilor, bă, ați văzut, bă, ăștia, ne trimit drone, ne atacă. Occidentul vrea să trimite rachete să bombardeze Moscova. Bă, poaliză-te, mă, pe mine. Deci pericolul. Cum a zis el, Ivan Cert. Fiți atenți. Ei împărțiseră. Deci zicea Ivane, am împărțit averea, nu știu, avea și el acolo niște teritorii între noi trei. Și el a zis, nu. O iau eu. De ce? Pentru că eu sunt în Moscova și în jurul Moscovei și al meu, trebuie să vă uniți ca să putem face față asta, Și a doua chestie, cea mai interesantă, este, are loc un cutremur. Și cu tremur și el a, cre... a Kremlinul de atunci, că era așa, o, Pața -a construit și el, el a construit mult, la, inf... sub influenței. În nenorocire ăsta, oamenii pe acolo adună și umblă prin palatul ăla și la un moment dat e el cu sfernici și cu mitropolitul și rusii și un preot zice, am găsit-o. Eu, telespectator din 2024, zic, bă, clar, a găsit-o pe măsa, maică-sa, adică, sau a găsit-o pe Sofia sub dărâmături. Foarte interesant. Se duce acolo și deodată este cu icoana Maicii Domnului. În acel moment zice, băiatul e nevătămată, deci căutau icoana, nu pe supraviețuitori, o ridică așa, toți cad în genunchi, în frunte cu țarul, cu ăla, apropo, el nu era țară, era ea, sub influența ei, alu Paleo, Sofia s-a numit țar, de la cezar. Da? La... Asta înseamnă puterea uriașă a religiei. Deci, pentru ei, de ce a fost, De ce? E atât de puternică religia, pentru că pe vremea mongolilor, încă o dată, gândiți-vă, oamenii ăștia au stat 200 de ani. Noi n-am stat, am stat noi 200, sunt mongoli, bă, 200. N-a stat nimeni. Și repet, 200 de ani sub o hoardă, nu să zicem, băi, cu cerii romane. Cu cerii romani și ți au făcut drumul, Nu, mongoli. Băi, 200 de ani, băi, ceva groaznic, da? Și i-au și întârziat din punctul ăsta de vedere, și creat, dar repet, acesta e Și atunci, toată Rusia, mă rog, nezatul Moscovei, că s-a dus câte mănăstiri. Da, de-aia mi-a plăcut, am găsit-o, zic, bă, am găsit o gata a găsit-o pe să ai de dărâmături și acum în vie sau o moarte. oricum. Da. În legătură, și acum să închei, v-am spus în legătură cu Olena, cu faptul cu bătălia pentru putere, și în fiecare carte de istoria Rusiei, eu vreau să văd ce spune despre această împrejurare. Am găsit o carte mare, Istoria de Rusie. Eu o aveam în bibliotecă, chiar am și citat la un moment dat. Ia să vedem aici. Se, este Nebrian Șaninov a apărut o 25 a ediție. Wow, eu am a 25 a ediție, mă. Când a apărut, mă. Ia să vedem. Ia să vedem. E, cred că e din perioada interbelică. E că am luat de la noi, că văd că am o dedicație. Profesor Virgil Claudian. Cum Da? Deci, Paiard ia era să scuip. A, că dacă mă vede, mă vede doina, poate să mă spânzură. Că, se să nu caută asta dacă scuip, scuip, că nu mă vede. Așa, ia să vedem. Nu mai țin În 29. Nu mă înțeles că mai veche, da? Ce spune el scurt despre că Nu o amintește pe Olena. Deci, deocamdată, am zis, fata lui Ștefan cel Mare a fost căsătorită cu fiul cel mare al lui Ivan al III le-a făcut cu prima nevastă care a murit, da? Și el se numea Ivan, cel tânăr. În serial, acum apare, el era un om, toată, bărbat tânăr, da? Nu, Sofia nu făcuse încă copil, acum are grețul și va face copil, da? Nu făcuse pă, Vasile. Este, nu a apărut până acum în căsătoria lui Ivan, al lui ăsta. Și bănuiesc că o să o văd, aștept cu nerăbdare și vă voi transmite când apare fata lui Ștefan cel Mare, să o văd și eu cum e interpretată de ruși. Pe scurt, el povestește, zice așa, Ivan al treilea se gândea serios la să-și aleagă un moștenitor capabil de a consolida opera sa, fiul său cel mare, morta, a, așa, și zice, el a și murit, Ivan, și i-a dat toate drepturile lui fiul său, lui Dmitri, care era, lui Dmitri, care era, aici nu spune autorul, căsătorit cu fata lui Ștefan cel Mare și aici povestește cu că prima dată a învins pe Sofia, aștept și eu să văd, au trimis-o în exil, a revenit și zice, dar Cremlinul avea încă acest la această notă familială de asemănare cu Bizanțul, unde, unde rezultatele exploatau un fat, în plină zi, în timp ce detaliile rămâsteau impenetrabile. În ciuda tuturor previziunilor, tânărul a fu dezgrațiat la rândul său în 1502, Sofia și-a luat locul Petron, o dăduse de pe afară și fiul său, Vasile, îi s-a piu ei. Culmea că Vasile a fost foarte bun. Nu știu dacă dmitri ăsta cum ar veni într-un fel înrudit cu Ștefan cel Mare, nepotul lui Ștefan cel Mare ar fi, nu știu, făcut ceva, habar n-am. Să trecem acum. Bun, am trecut. Deci cum era? Bă, am o Nu că au fost cu trebuie să se, dărâmas, se dărâmas, palatul, tot erau pe acolo oameni că prin dărâmături și era și țară, Bă, am găsit-o. Bă, zic, găsit o bombă, să pune Că acolo era icoana. Adică toți cad și văd în ăsta un semn. Mitropolitul zice, mărite, cânează, ăsta e un semn de la Dumnezeu, apropo de biserică. Să zicem așa, da. Stimați spectatori, la Marius că am, în seara asta de un și venit, am analizat cu toată seriozitatea discursul prin care Claus Iohannis și-a anunțat, a, și a anunțat public că s-a înscris în cursa pentru șefia NATO, în competiție. În România, s-a discutat aproape în exclusivitate dacă are șanse, dacă nu are șanse, dacă îl bate părute cu tare, da? Însă dacă citești acest discurs și la mare că eu l-am luat în serios, uite, eu, unul, uite, eu nu sunt admirator, dar eu l-am luat în serios, da? îl la așa, bun. Deci, Ia să vedem în această declarație de presă, pun în paranteză faptul că el se autopropune, însă el se lancează într-o critică a NATO. Arată niște slăbiciune ale NATO de acum și el justifică nevoia acestei organizații de a avea pe el în frunte ca să o salveze. Ia să vedem ce a zis despre NATO, da? Deci a zis așa, hai să vedem așa, bun, ia să vedem... Așa. Nato are nevoie la rândul de o reînnoire a perspectiva asupra misiunii sale, reînnoire așa. Și printre altele, aceasta sau, pe primul rând, este Europa de Est are o contribuție valoroasă în discuțiile și decide, cu o reprezentare echilibrată și influentă din această regiune, Alianța va putea lua cele mai bune decizii care să răspundă nevoi și preocupări tuturor statelor. Deci, până de o parte faptul că el se autopropune și vom discuta și că exagerează cu asta. scot de o parte un lider, de ce esență, acum așa că un lider al unei țări NATO, și anume Claus Ioanes, președintele României, întreprinde o critică a stării, de, a stării NATO, și printre care se numără și faptul că cei din Est nu sunt reprezentați, dar și această critică este întărită de programul lui în nu știu câte puncte, 10 puncte, publicate în politică. Deci, la Uzman ne vine și spune, bă, NATO este în rahat, e, are probleme mari, el trebuie revoluționat și eu dacă vin în numele României, îl revoluționez. Deci, Esența discuției este NATO e în rahat. Așa spune el, da. La mare că am zis, mă zic, esența acestui discurs este faptul că el anunță public că se înscrie în competiție. Că putea să, putea să se înscrie, tot așa că ia competiția este secretă și M-a întrebat la o conferință de presă, domnule, e adevărat că v-ați înscris? Da, da domnule, e adevărat. Nu, el a ținut un discurs în care a anunțat public. Deci, esența acestui moment este de ce a anunțat el public. Păi, vă spun acum de ce a anunțat, cum am zis și la Maristu, că pentru a putea aduce o critică serioasă stării NATO de acum, stare care va fi perfecționată, revoluționată, dacă vine el șef Așa a zis. Bun. Drept pentru care și propus un plan. Când, chiar în seara în care, de mar seara, eu am atras atenția că dacă este luat în serios acest text, această declarație, avem următoarea știre. Un lider al unei țări membre NATO din Europa de Est critică NATO și își exprimă nemulțumirea față de starea NATO acum. Și am spus, sper, că este o declarație pe cont propriu, că nu este expresia unei rebeliuni a Estului, a unor țări din Est, împotriva NATO. De ce spun? În timpul războiului din Golf, al doilea, Deoarece țările din Est sub influența americană au fost alături, umăr la umăr, de americani, ales în al doilea război, Franța, de exemplu, a inventat termenul de Europa bătrână și Europa tânără. băi, Europa bătrână, noi care suntem cu tare, și s-a evit o discuție că țările foste socialiste, cum ar fi România, Lituania, Cehia, care au avut de-a treabă cu rușii, sunt mult mai pro-americane, mult mai puse pe război chiar cu rușii. Nu era la vremea, aia nu era. Da? Și acum, și în această relație cu rușii, dacă observați, România, România, mă rog, Lituania, Estonia, Polonia, nou guvern, mai puțin Slovacia, Cehia pe președinte, bagă cărbuni că trebuie să fie NATO, trebuie să facă pulbere Rusia. Gata, noi, noi și noi. Din această perspectivă am spus că Claus Iohannis speră nu, zic, sper că nu e în fruntea unei rebeliuni. iată ce am mă zis, zice, da? Este în iulie cu tare. Deodată prin inițiativa lui Klaus Iohannis se anunță divizată pentru că el vorbind în numele Europei de Est normal este, înseamnă că el e în numele unui grup de state care este în război cu alt grup de state. Grupul de state și spune așa bă voi l-ați propus părute pentru că sunteți occidentali și porcii de occidentali și noi din Est vrem și noi pe unul, da? Imaginea pe care o transmite Claus Iohannis în numele Estului, nu știu dacă a fost mandatat, este de diviziune profundă, că e diviziune între Est și Vest, da? Vestul, porcii din Vest, zic eu așa, au propus părute și ne-au lăsat pe noi, fără reprezentant, noi propunem pe Iohannis. Deci, război, rebeliune, având în vedere că sunt 31 de state și 20 s-au pronunțat pentru rute, avem de-a face cu o rebeliune în interiorul NATO. Păi, stimați spectatori, după ce am terminat, n-am că m-am trezit cu un mesaj de la Bogdan Iacob, o să-l vedeți și pe ecran, în care Bogdan Iacob citează, ia să vedem aici, așa, din subtitlu NATO nu poate să-l înregistreze, să-l fie de acord cu Marc Rute, fără o largă discuție, spune, uh, spune uh, Letonia, da? Și este vorba de un interviu dat ministrul de externe Leton la Guardian, în care spune următorul lucru, da? Particularitatea postului de top NATO este că nu există o procedură în denumire foarte clară, știm cu toții că trebuie să ajungem la un consens, ceea ce ar lipsi puțin este o discuție sinceră și deschisă despre ceea ce căutăm la un lider și mai ales care, care este sarcina acelui lider, cum vedem în mod colectiv dezvoltarea NATO. Deci, el parcă ar fi consilierul lui, deci el este primul care sare fără să nominalizeze pe Claus Iohannis și el în numele Letonii și exprimă nemulțumirea față de starea NATO, da? Da. Și spune, cum a spus și Claus Iohannis, că Europa, câțiva din Europa de vest, cum să zic, și impun punctul de vedere, și că celelalte, inclusiv cele din Europa, din ce să Deci, în primul rând, că această informație contrazice. Nu. Eu am spus la Mare stuc și îl spun și acum. Declarația, fapt, faptul că a anunțat public că el se înscrie și cu textul acesta, el a vrut să declanșeze o discuție în interiorul NATO. Până la interviul ăsta eram convins că în NATO s-a dat ori de Bămucles. De ce? Pentru că normal era, cum spunea la Mariusul, că această critică adusă de Claus, Iohannis, Numele României, stării NATO, care este dominată de americani și de ăla și de ăla, da? Deci în numele acesta normal era să fie o zguduire în NATO, adică nu numai că să sară cei din Est, ducurute. Și spună, da, domnule, are dreptate Claus Iohannis, dar să vină și băiatul din Vest, Macron, până spună, bate câmpii, cum a fost la chestia cu trupele trimise. Până a vedea această știre, eram convins că se respectă ordinul. Iată că letonii îl rup. Dacă vor veni și în zilele următoare, și din partea Turției, și din partea Lituaniei, o cum să zic, puncte de vedere potrivit cărea NATO are o problemă, trebuie discutat ce face, adică o problemă, se naște în interiorul NATO ceea ce un pericol, nu, naște un pericol uriaș despre care am vorbit, și anume că în aceste momente în care NATO îl sărbătorește 75 de ani de, nu știu, de existență, sărbătoare în care trebuie să aibă o unitate de beton, vine România prin Claus Iohannis și declanșează o controversă, o diviziune, cum spunea Frac Funtera Ghețainul, dar a doua dimineață, în interiorul NATO. Ca om care știți că nu, nu sunt natoist, dar eu sunt analist și am zis, bă, bă din câte îmi dai eu seama, NATO numai asta lipsește. Putea fi discuția asta anul trecut. Putea fi acum 2 ani, putea fi acum 3 ani. Klaus este președinte de, nu știu, 2014. Acum o opune este o prostie. Adică acum normal era ca și România să zică bine mă, gata, îl punem părut și facem o discuție. Să declanșezi o asemenea discuție înseamnă că ești, fără să vrei, agentul lui Putin. Repet, pentru că Rusia pe asta mizează pe diviziunea NATO. Asta ar lipsi acum NATO, că acum, că are nevoie de decizii, să se, se certe. Ați văzut, nu spune că nu-i bine NATO. Clausioanes, nu-i bine NATO. Deci, România este în... România nu Clausioanes, în fruntea unei rebeliuni în interiorul NATO. Ceva e în neregulă E folosit de agenții KGB-ului, e idiot util, ei sunt, ei sunt, se spune, sunt alte puteri din NATO care nu sunt de acord. Nu văd pentru că pentru rute care n-ar putea să fie. Germania a fost de acord, America a fost de acord, Anglia a fost de acord, Franța a fost de acord. Ce țări ar putea să fie în spatele lui Claus Ioane să fie obținut acord de la americani România și a zis, bine, mă, faceți o discuție. Nu văd. Dar, mă rog, deci. Putem spune, dacă se dezvoltă acest scandal, deci dacă vor veni și alte țări care vor critica, că România, alții ar fi zis, bă, bă Cristoile, dar nu ai zis tu cu independență, dar mă, am zis, dar nu poți să fii până acum alin în fund NATO și americanii și acum când tu ai o problemă, Claus Ioanes, că nu primești job, să o faci pe nebun nu merge. Adică, bă, dacă România avea, el putea să spună de acum 2-3 ani. Noi suntem, el când a preluat în 2014 mandatul, noi eram în NATO. N-a zis în 15, 16, 17, n-a zis în 2021, 2022, vine în 2024 când, oricum, când, caută un job și începe să critique. Și de ce mă acum când îți cauți job și nu îți l dă nimeni? Așa cred, da, mă rog. Deci eu sunt singurul din România care atrag L-am luat în serios și atrag atenția asupra acestei. Bun. Așa, să trecem acum la subiectul pentru care la Maristu, că mă uitam mereu la asta, da, alegerea candidatului unic pe capitală. La ora actuală avem la această oră următoarea situațiune. S-au stabilit la sectoare candidat unici. Candidați unici la sectoare, da? Deja pe surse, dacă ar fi Burdusia la 1, am dat un exemplu. Și Popincă, din partea PSD, la 2. Eu spun în felul următor. Dacă sunt deja candidați se stabilește unici la sectoare, este practic imposibil, ca să nu spun aberant, ca la capitală să nu fie. Pentru că Până la urmă, campania electorală pe capitală se duce partidele și pe sectoare. Deci imaginați-vă că la nivelul sectoarelor, nu, la nivelul capitalei, se înfruntă, nu știu, ăla al PSD, cu ăla al PNL, cu cutare, cu, cu ăla al PNL și la sectoare se pupă. Păi, normal că Candidatul PSD va spune candidatului PNL, bă și nu s-a făcut nimic și cu tare și noi suntem mai buni. La sectorul 1, PSD-ul zice, da, mai foarte bun, bun, dușar, te votăm. Deci este clar că ne îndreptăm către candidat unic. Eu am mai spus, eu cred că de mult au hotărât asta și toată povestea asta, cu, că au stat patru ori și ori cu TC. ce? Dar nu știu. Problema este următoarea. Până acum avem următoarea situațiune. Dacă Burduja este trimis la sectorul 1, PNL, Alianța, a scăpat de pretențiile lui Burduja. De pas. Rămâne firea. Din câte vedeți, Ciolacu a exclus deja pe Gabifirea, deci pe Gabifira a exclus că de la că dacă și dacă ar fi, nu, când candidatul unic nu va fi nici firea, nici burdoja. Firea a luat foc. Problema este următoare. În această perioadă a avut loc operațiunea, nu știu cum să spun, pare rău de expresie, punerea lui Gabi Firea cu botul pe labe s-a pompat în Cristian Piedone, care este pe primul loc, peste tot, rade, de la televiziun cu tare și ca să ciolac că îți spună. Căpița, ăsta candidează, dacă candidează, tu ești pe locul 3, da? Deci, așa, la 33, când am trăit cu domnul Reducanu, că am avut acel clasament după tu, am spus următoarele lucruri. Niciunul dintre cei doi șefi de partide nu au nevoie ca pe 9 iunie, nu n au nevoie în această perioadă ca unul din alți lideri ai partidului să, se expur, să fie public. Dacă ar fi independent fiecare partid, PSN, pnl ar trebui să fie în spatele lui Burduja, dar și nu în spatele lui PSD-ul în spatele Gabriela Firea va fi două, trei luni în care toată lumea va vorbi despre Gabriela Firea de la PSD și Burdușa de la PNL, nu despre Ciucă și Ciolacu. Și atunci am spus că cea mai bună soluție va fi pentru Ciolacu și Ciucă să pună un candidat, am înțeles că se vorbește la Cristoiu, al cărei nume, singurul că probabil vor confunda unii cu Cristoiu, nu am nicio treabă cu mine, el e Cristoiu, sunt Cristoiu, eu nu știu cum arată, nu am văzut în viața mea, nu-i neam cu mine, n nicio treabă, din are cum. Pui unul neutru, câștigă e cu Dan, nu pierde nici PSD-ul, nici PNL, bă, a pierdut alianța, am pus pe unul, n-a performat cu tare, poate câștigăm la sectoare. Deci, părerea mea este că în aceste condiții, Gabi Firea să candideze independent. jur că câștigă. O zic, cum că câștigă? Păi vă spun de ce. În momentul în care ea va candida independentă și tot electoratul PSD se duce spre ea. Eu dacă aș fi pe ceva, aș vota. Eu, cum să votez pe directorul spitalului de urgență, da? Așa. Se vor duce mulți, mulți vor vota pe Neliș cu Nicu Șordan, că nu știu pe ăla, da? Și atunci electoratul de dreapta se face, se împarte în două, electoratul de stânga merge tot Evident, dacă nu, dacă nu candidează Piedone, dacă candidează Piedone se rupe și aici. Deci am avea o nebunie, adică pe electoratul de stânga se rupe între Firea și Piedone, ăla dă dreapta între ăla, candidatul unic, și Nicușor Dan. Va fi o bulibăceară din care eu cred că va câștiga Nicușor Dan. Ca Nicușor Dan să câștige, au interes amândouă partidele. Nicușor Dan nu e om de partid, dacă el câștigă, e Nicușor Dan, nu, are, nu, nu, reprezintă un, vreun partid ca să spui că, iată, leu va fi, partidul respectiv va clama nu știu ce victorie, da? Așa. Și acum să vă dau o știre. Ați văzut că astăzi, nu știu, un domn, ia să vedem, că nu știu, mă pricep la fotbal, da? Uh, cum îi zice, Nicolae. Ia Nicolae, 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 care nu știu ceva, ascult, aștept, aștept, știu că vă enervez, dar trebuie să, să vă spun că nu, nu mă pricep la fotbal, dar o să vă spun, ia, ia, ia să vedem, noi Că, O, L, A, E, mai mult ca sigur ar trebui să fie știa. Ah, A, uite că mi-a trimis Adrian, mi-a trimis, stai așa, stai așa, stai așa, așa. mi-a trimis mesaj, Ia să vedem să nu greșim, să nu greșim, să nu greșim, să nu greșim. Ah, nu, e pe WhatsApp. Pe WhatsApp, e da? A, așa. Am uitat că Adrian e rapidist. Uite, vezi, trebuia să întreb pe el. Ia să vedem aici, să tot așa, să Așa. Președintele rapidului Daniel Niculai. O știu. I-a acuzat el și încă nu știu cine, că nu știu ce a făcut prin noiembrie. Dumne. Știți care este? Și luat cu masca, știți care este? Din sursele pe care le am eu, Dan Șucu, patronul rapid, a fost chemat la PNL să fie candidat unic. Și am înțeles că, nu știu, așa am auzit eu, el a făcut mișto de aici. Bă, lasă ce vi la voi, eu am program. Și atunci, pac, pac la războiul, Că e ciudat acum, cum să zic, că nu știu, că ăștia avea de... N-am înțeles de ce club de fotbal avea depozit de arme, dar ce de la rapid trăgeau cu armă, în ce? Mi s-a părut așa că dacă era o acuzație că a falsificat bilete, că, a falsificat, că avea arme, că era un depozit de arme și petarde și că, nu știu, și arunca în aer rapidul, ce aruncăne, Stadionul Bucureștiul, da. Bine, mulțumesc, la revedere!